Trecem de la cei de la FC Botoșani la locul 6 la Academica Clinceni, ultimul loc care duce în acest play-off. Sorin Paraschiv, președintele clubului Academica Clinceni, este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Bună dimineața! Para, te întreb simplu. Sunt emoții, sunt sigur, pentru că ați muncit foarte mult o echipă la al doilea sezon în Liga 1 să ajungă într-o astfel de situație favorabilă. Cred că ar fi un lucru extraordinar să reușiți să prindeți play-off-ul în Liga 1. Într-adevăr, într-adevăr, ne dorim acest lucru. Am dat foarte multe etape pe un loc de play-off și ar fi păcat la final să nu mergem în primele 6 echipe ale României. Într-adevăr, nu am avut returul pe care l-am dorit. În tur am făcut 25 de puncte, în retur nu am făcut punctele dorite și de-aia stăm puțin cu emoții. Am pierdut și câteva puncte foarte importante acasă și uitați-vă că ultima etapă avem nevoie de o victorie contra lui Dinamo. Totuși este bine că suntem la mâna noastră. Avem un lot experimentat, un lot bun, spun eu, din punctul nostru de vedere și chiar avem șanse reale să mergem la Dinamo și să împingem. Vorbeam mai devreme cu președintele celor de la FC Botoșani, cu domnul Cătălin Anton, și spunea că în ultimele zile au apărut fel de scenarii în privința unor alianțe pentru ca Botoșanu să nu prindă play-off-ul, pentru că voi jucați cu Dinamo, spunea de alianțe apropiate, da? Voi jucați cu Dinamo, iar cei de la Chindia Târgoviște cu FC Argeș și sunteți mai apropiați decât vin ei de la voluntari de la Botoșani. Alianțe, da, nu știu. Nu am auzit de astfel de alianțe. Cred că se va juca pe teren această etapă. Nu știu, sunt meciurile televizate, vor fi foarte multe persoane care vor urmări aceste meciuri importante, pentru că este ultima etapă și sunt meciuri decisive și nu cred în așa ceva. Cel puțin noi nu avem nicio alianță, suntem un club mic, suntem singuri și încercăm să facem totul pe cont propriu. Și tot ceea ce am făcut până acum a fost doar pe cont propriu ce am reușit noi aici, vestiarul și conducerea clubului. Spuneam că aveți un meci cu Dinamo, o echipă care vine după o înfrângere cu CFR Cluj, repet, cu doi oameni mai puțin, Anton Bejan nu joacă nici împotriva voastră și cu alte absențe. Dar până la urmă Dinamo cred că rămâne Dinamo și nu cred că schimbă, indiferent de situația clubului din momentul de față, schimbă pentru voi acest lucru datele problemei. Da, într-adevăr, Dinamo rămâne Dinamo, chiar dacă au foarte multe absențe, să știți că mi se teamă de acest meci. Pentru unii jucători ai noștri este unul dintre, nu știu, cele mai importante meciuri ale sezonului. Într-adevăr, avem și jucători cu experiență și mă refer la Rusescu, Gardoș, Tănase, Ciobotaru, care sunt trecuți peste, nu știu, 30 de ani și care au mai jucat în astfel de meciuri și ați văzut și de un astfel pe parcursul anului, la meciurile importante, acești jucători cu experiență ne-au atât de cât limbi. Paraz, mulțumesc mult de tot pentru acest dialog în cadrul emisiunii noastre. Multă baftă, am spus, le urez tuturor celor trei echipe baftă, pentru că a devenit mai interesantă Liga 1 în această privință.